Salutare oameni buni, sunt Cosmin, bine ați venit pe canalul meu. Suntem în 2 martie 2024 și astăzi vreau să vorbim despre războaiele pierdute de Rusia în ultimii 200 de ani. Da, ați auzit bine, Rusia a pierdut multe războaie în această perioadă, a și câștigat multe războaie în această perioadă, însă Rusia nu este invincibilă. Și adevărul istoric este total diferit de ce auziți de la trolii ruși sau de la numeroși filoruși, români sau din afara țării. Am văzut de nenumărate ori în presă, inclusiv în comentarii la videoclipurile mele, de foarte multe ori apar informații de genul Rusia nu a pierdut niciun război, Rusia nu poate fi învinsă, oricine se luptă cu Rusia va pierde într-un final, iar asta pur și simplu nu este adevărat. Și pe ce se bazează în principal această manipulare? Majoritatea oamenilor știu sau au în general informații despre două mari războaie grele aduse de Rusia, respectiv Uniunea Sovietică, războaie care într-un final, pe care într-un final rușii le-au câștigat. Și vorbim de invazia lui Napoleon din 1812 și invazia Germaniei condusă de Hitler în al doilea război mondial în 1941. Ambele s-au terminat într-un dezastru militar, atât pentru Napoleon cât și pentru Hitler, cu costuri uriașe și pentru Rusia, însă Rusia a ieșit învingătoare. Mă rog, URSS-ul condus de Stalin în al doilea război mondial. Însă, la finalul videoclipului o să vă explic de ce războiul din Ucraina este total diferit de invazia lui Napoleon și invazia lui Hitler. Am ales să vorbim despre războaiele din ultimii 200 de ani, mai exact din ultimii 170 de ani, pentru că sunt cele mai relevante și cunoscute. Nu cred că e util să discutăm despre toată istoria Rusiei. Și m-am focusat pe războaiele cu adevărat importante, nu o să discut aici despre conflictele minore, locale, fără importanță capitală asupra istoriei Rusiei sau a istoriei vecinilor ei, istoriei mondiale. Haideți să începem. Primul război pierdut de Rusia. Războiul Crimeei, 1853-1856. Despre ce a fost vorba în acest război? A fost Rusia pe de o parte, Rusia țaristă, împotriva marilor puteri europene. America încă nu era atunci o putere internațională. A fost în primul rând Franța, a fost Anglia, a fost regatul Sardiniei Piemontului, care era de fapt un precursor al regatului Italiei, și a fost Imperiul Otoman. Au fost ajutați la un moment dat și de austrieci, însă austriecii au avut un rol limitat legat de principatele române. Vom vorbi și despre asta. Deci, practic, a fost Rusia împotriva marilor puteri europene. Despre ce, care a fost motivul, rușii au încercat tot timpul să cucerească bucăți cât mai mari din Imperiul Otoman, turcii. Turcii erau omul bolnav al Europei, era un imperiu în decădere de ceva timp. Rușii au reușit să recupereze, să cucerească multe teritorii de la turci și țelul lor principal era să ocupe Constantinopolul. Deci, practic, să ocupe inclusiv țările române și Bulgaria, care era slavă, filo-rusă în mare parte, și să ocupe Constantinopolul. Foarte probabil că dacă marile puteri europene n-ar fi intervenit în mai multe momente ale istoriei, nu doar acum, rușii ar fi ocupat Constantinopolul, turcii erau foarte slăbiți și ar fi ocupat cu siguranță țările române și ar fi ocupat Bulgaria. Însă, principala forță care s-a opus pe parcursul istoriei ocupării Constantinopolului de către ruși a fost englezii, pentru că și-au dat seama că dacă Rusia ocupă strâmtorile, da, Bosforul, Constantinopolul, va controla Marea Neagră și va controla estul Mediteranei. Și asta nu putea permite Anglia, pentru că ar fi amenințat controlul ei asupra mărilor și estul Mediteranei era pentru controlul Egiptului și mai departe pentru controlul Indiei, mult prea important ca englezii să renunțe la asta. De asta s-au opus francezii, cu Napoleon al III-lea erau conduși acum, au avut alte interese, vroiau să aibă ei cuvântul hotărător referitor la creștinii din Imperiul Otoman, în principal la catolici, dar și la ortodoxi, pe când rușii vroiau să fie ei puterea hotărătoare legată de situația creștinilor în Imperiul Otoman. Practic era vorba de dominație asupra Imperiului Otoman. Cine să controleze ce se întâmplă cu turcii, să ia bucăți cât mai mari din teritoriul turc. Și au fost cumva în acest conflict târâte și țările române, și a fost pentru noi, pentru români, noi am avut principalul beneficiu al acestui război. Faptul că Rusia a pierdut, țara românească și Moldova au devenit practic independente. În practică nu erau independente, au rămas sub suzeranitatea Imperiului Otoman, dar în practică, după acest război, la doar câțiva ani, Cuza realizează unirea și începe formarea statului român modern. Rusia a fost învinsă, trupele ruse au ocupat țările române, flota rusă a distrus flota otomană, au intervenit occidentalii, au trimis nave de război în Marea Neagră, care au
pus la respect, practic au distrus o mare parte și au blocat restul flotei ruse și a început apoi asediu în Crimea, au debarcat trupe în Crimea și au început asediu Sevastopolului. De asta se numește Războiul Crimeei. În țările române, rușii le-au ocupat inițial, au fost obligați să retragă, în principal datorită intervenției austriecilor, care vreau să controleze ei țările române. Însă, rezultatul a fost că după lupte într-adevăr foarte grele, Sevastopolul a căzut și Rusia a fost forțată să facă pace. A renunțat la dominația asupra țărilor române. Vă spuneam că am devenit practic independent și peste doar câțiva ani vom face unirea sub Cuza. A pierdut în favoarea Moldovei Bugeacu, sudul Basarabiei, provinciei istorice Basarabia, dar Bugeacu care aparține astăzi Ucrainei, pentru că occidentalii nu vreau ca Rusia să mai aibă controlul gurilor Dunării, să mai aibă acces aici, la gurile Dunării, da? Și peste, repet, câțiva ani, noi vom reuși să formăm statul român modern. Tocmai am fost sprijiniți de, în principal, Napoleon al III-lea, pentru că și-au dat seama occidentalii că dacă țara românească și Moldova se unesc, vor crea o stabilă în calea expansiunii rusești, ca să nu mai poată să meargă ușor în sud, să ia pe bulgari și să ia pe turci, ceea ce s-a întâmplat. Așa, Rusia pierzând, noi am reușit să formăm România modernă. Ăsta este primul război pierdut de ruși. Practic, ce s-a întâmplat în acest război, după distrugerea flotei otomane de către ruși și ocuparea țărilor române, Moldova și țara românească, de către trupele ruse, Occidentul și-a dat seama că nu e de joacă, au trimis flota și trupe în Marea Neagră, au respins flota rusă, au blocat-o, au avut loc lupte inclusiv în zona Constanței, au fost respins rușii, au fost forțați să retragă din țările române și prin faptul că austriecii, trupele austriece au intrat ele în țările române și frontul s-a mutat în Crimea, unde francezii în principal, dar și englezii și italienii, otomanii, bineînțeles, au debarcat trupe și au asediat Sevastopolul, principal oraș al flotei ruse de la Marea Neagră. Și au fost lupte îndelungate, lupte sângeroase, însă într-un final Sevastopolul a căzut. Rusia a fost învinsă, a cedat și a fost obligată să solicite pace. Ce ne-au fost principalii beneficiari al acestei păci? Țările române, Moldova și țara românească, pentru că am scăpat de posibilitatea de a fi ocupați de Rusia împreună cu bulgarii și să ajungă rușii până la Constantinopol, am primit acceptul marilor puteri, în principal al Franței, al Napoleon al III-lea, ca să ne unim, câțiva ani mai târziu ne vom uni sub Cuza, vom primi și Bugeacu, da, practic sudul provinciei istorice Basarabia, dacă astăzi este la Ucraina, pentru că Occidentul nu vrea ca Rusia să mai aibă acces la gurile Dunării. Al doilea război pierdut de ruși, războiul ruso-japonez din 1905. Am vorbit detaliat despre acest război în videoclipul despre Coreea de Nord. Ce s-a întâmplat pe scurt? Rușii au încercat în est, văzând că nu le merge în zona Imperiului Otoman, în zona Constantinopolului, pentru că s-au opus occidentalii, rușii au presat tot mai mult în Orient și au ajuns să domine nordul Chinei, vreau să domine și Coreea, însă a apărut o nouă putere locală, Japonia. Nimeni nu dădea vreo șansă Japoniei, însă japonezii în 1905 au atacat pe ruși și au luptat vitejește, au pierdut foarte multe trupe japonezi, însă asta nu i-a împiedicat, după cum bine știm, era irelevant pentru ei câte trupe pierdeau, atât timp cât au câștigat și au reușit să îi dizloce pe ruși. Rușii au pierdut și două flote atunci, în fața noii flote japoneze, a fost un șoc mondial. Au pierdut prima dată, a fost învinsă flota Orientului, rusească mă refer, de către japonez, apoi rușii au trimis o altă flotă din Marea Nordului, care a ocolit întreg jumătate de glob, practic, Africa, da? Asia și a ajuns în zona Japoniei ca să fie învinsă și ea de japonezi. Și Rusia a fost forțată să încheie pace, s-a retras din Coreea, s-a retras din nordul Chinei. O înfrângere umilitoare pentru Rusia în fața unei puteri asiatice, care era privită atunci ca un fel de semi-putere, să spun așa. Japonia de abia a apărut de câțiva zeci de ani pe scena mondială ca o țară care se modernizase, se înarmase. Însă iată că japonezii au învins prima dată pe chinezi și după aceea au reușit și pe ruși. Următorul război despre care Rusia l-a pierdut, primul război mondial. Rusia a pierdut primul război mondial. În sensul că ea a luptat de partea învingătorilor inițial, a fost aliată cu Franța și Anglia, însă a fost învinsă de Germania și
după mai mulți ani de război, în 1917, rușii au ieșit practic din război, nu, trupele lor pur și simplu s-au revoltat, nu au mai luptat, au fost numeroase lipsuri, țarul a fost înlăturat, a venit practic Revoluția Bolșevică. Pur și simplu Rusia nu a mai avut resursele ca să continue războiul, soldați, mâncare, arme, cu toate că au fost ajutați masiv de Occident, nu au mai reușit să facă față, s-a prăbușit pur și simplu și în locul Rusiei țariste a venit Uniunea Sovietică. Ce este de menționat aici este că în urma dezintegrării frontului rus, adică trupele ruse pur și simplu au permis germanilor să înainteze masiv în est, Germania a încheiat o pace, pacea la Brest-Litovsk, cu autoritățile practic comuniste care erau la putere în Moscova și Germania a ocupat o mare parte a Rusiei țariste, toată Ucraina în nord. Dacă Germania nu pierdea războiul, nu era învinsă de în vest de către Franța, Anglia și America apoi, Germania ar fi continuat să țină acele teritorii, deci Rusia ar fi pierdut o mare parte. Rusia a cumva comuniștii URSS-ul a avut noroc că Germania s-a prăbușit în vest și a fost forțată să se tragă din est ca ei să poată să își recupereze teritoriile. Altfel ar fi fost mari probleme, Rusia ar fi fost mult, mult slăbită față de Rusia lui Stalin care va intra în al doilea război mondial. Următorul conflict pierdut de Uniunea Sovietică de data asta a fost războiul din Afganistan, invazia Afganistanului din 1979 până în 89. URSS-ul consider, bineînțeles, un urmaș al Rusiei țariste și principala forță în URSS a fost Rusia. Invazia sovietică în Afganistan a fost un război purtat împotriva mujahedinilor, gherilele susținute de americani în mare parte, a fost un fel de Vietnam al sovieticilor și au pierdut trupe, au pierdut armament, au pierdut, bineînțeles, financiare, a costat foarte mult. A fost unul dintre motivele căderii URSS-ului, nu e singurul, alături de multe alte motive, dar a fost o rană care constant a cerut bani, a cerut oameni, a cerut atenție, resurse, pe care în anii 80 URSS-ul nu le mai avea. Iarăși ceva important de menționat legat de o comparație între războiul din Afganistan și războiul de astăzi pe care îl poartă Rusia în Ucraina. URSS-ul era mult mai puternic decât Federația Rusă de astăzi, asta este 1. 2. În Afganistan au fost mult mai puține pierderi umane și materiale comparat cu pierderile suferite de ruși în Ucraina, pentru că Ucraina este o forță mult mai puternică decât mujahedinii din Afganistan. Ucraina nu duce în principal luptă de gherilă, e o luptă clasică, un război clasic cu front, cu linia frontului, care consumă mult mai multe resurse, oameni și bani. Bun. Următorul război pierdut de Uniunea Sovietică și ultimul a fost războiul rece. Dar n-a fost un război clasic, în sensul că în cea mare parte nu s-au luptat direct, vedem cu roșu, da, zona controlată de sovietici și cu albastru zona controlată în principal de SUA, de America, în acest război rece care s-a întins pe perioada 45 de ani de la sfârșitul celui de-al război mondial până în anii, la începutul anilor 90, când URSS-ul s-a prăbușit. Deci, în general, nu s-au luptat direct, nu a fost un război, de asta se spune războiul rece, n-a fost un război cald în care se lupte, se omoare efectiv între americanii și rușii. S-a mai întâmplat asta, dar cumva prin interpuși. Fiecare a sprijinit tabere diferite, vă spuneam de Afganistan, americanii au susținut acolo pe mujahedini, în schimb Vietnam înainte, sovieticii au ajutat masiv pe vietnamezi în Nord Vietnam, fără ajutorul sovietic nu ar fi rezistat vietnamezii și sunt multe, multe, Coreea de Nord versus Coreea de Sud, etc. Sunt multe alte exemple. Clar, Uniunea Sovietică a pierdut acest război, pentru că după destrămarea ei, toate fostele republici și zona de influență din Europa de Est a ieșit de sub influența Moscovei. România, Polonia, Cehoslovacia, etc., mă rog, cred că după aia s-au separat și acum sunt în NATO. Iată că și foste republici sovietice, o mare parte, vor astăzi o altă cale. Asta este motivul războiului din Ucraina. Cine se luptă în Ucraina? Numărul 1 din Uniunea Sovietică, Rusia, am mai spus asta, și numărul 2 din Uniunea Sovietică, Ucraina. Deci asta ne arată că Rusia este mult mai slabă decât Uniunea Sovietică și că acest război, războiul în Ucraina, este o consecință directă a pierderii războiului rece de către Uniunea Sovietică, de către Moscova, practic, și a dezmembrării treptate a puterii rusești.
Și ultimul război despre care vom vorbi astăzi este primul război din Cecenia, 1994-1996. Era o debandare totală în tabăra rusă atunci. Boris Yeltsin, URSS-ul se prăbușise, armata era fără bani, era multe dintre materialele din armamentul sovietic nu era întreținut corespunzător. A fost o debandare totală în Cecenia, în primul război. Practic, rușii au fost învinși. Au fost 2 ani de zile, n-au reușit să ocupe Grozny, Cecenia a rămas de facto independentă. Ea va fi zdrobită câțiva ani mai târziu de către aceeași Rusie, condusă însă de Putin, care începe să beneficieze de un lucru foarte important, creșterea prețului petrolului. Am mai vorbit și în alte videoclipuri, inclusiv acum o săptămână și ceva, dacă nu mă înșel, le găsiți pe canal. Este o directă legătură între prețul petrolului și finanțele Rusiei. Și în cazul ăsta, rușii au beneficiat de creșterea prețului, au avut resurse ca să îi zdrobească pe ceceni în al doilea război cecen. Dar primul război cecen a fost pierdut de către ruși, o mare umilință, cecenii a rămas încă câțiva ani independentă. Ok, hai să vorbim acum foarte pe scurt despre invazia lui Napoleon și invazia lui Hitler și de ce diferă războiul din Ucraina total de aceste războaie câștigate de Rusia. Așadar, ca o dovadă a faptului că Rusia nu poate fi învinsă, ne sunt prezentate foarte deseori cele două campanii, invazia lui Napoleon de 1812 și invazia lui Hitler din 1941, din al doilea război mondial. Știm ce s-a întâmplat, armatele lui Napoleon și armata lui Hitler au fost învinse de ruși într-un final și de sovietici în cazul lui Hitler, fiind în principal scoase ca motive principale distanțele uriașe, iarna rusă, partizanii, rupta dârză a trupelor ruse, rezistența acestora, imposibilitatea logisticii de a aproviziona armatele invadatoare, care sunt toate cauze foarte rezonabile și foarte corecte. Însă, personal nu văd legătura cu războiul din Ucraina. Ucraina nu încearcă să cucerească Moscova, nu încearcă să cucerească Rusia. Ucraina se apără. Rușii sunt agresorul. Ucraina nu a intrat în teritoriul rusesc. Trupele ei nu au dorința de a cuceri Volgogradul, Stalingradul din timpul lui Stalin sau, repet, Moscova sau să ajungă la Ural. Nu. Ucrainienii vor doar să-și apere teritoriul lor, să fie independență și să aleagă ei calea. Rușii sunt cei care au intrat și au invadat Ucraina. Așadar, situația este total diferită și din punct de vedere al logisticii și din punct de vedere al vremii, da? Ucrainienii luptă pe teritoriul propriu, este mai ușor să se aprovizioneze, este mai ușor să se adăpostească, etc. Patriotismul, bineînțeles, este de partea ucrainienilor. Soldații ucrainieni sunt mai motivați pentru că își apără casele, își apără familiile, își apără orașele. Rușii, în schimb, sunt agresorul. Soldații ruși, în general, sunt mai puțin motivați pentru că nu își apără patria, cum s-a întâmplat în timpul lui Napoleon și în timpul lui Hitler, ci vor să cucerească sau să domine o mare parte dintr-o altă țară, practic din Ucraina. Asta este o diferență. A doua diferență importantă este că atât în 1812, în timpul invaziei lui Napoleon, cât mai ales în al doilea război mondial, în timpul invaziei lui Hitler, Rusia și respectiv URSS-ul nu au fost singure împotriva lui Napoleon și împotriva lui Hitler. Când a fost cu Napoleon, cine a ajutat masiv pe ruși, pe țari, cu bani, în primul rând, și chiar cu anumite resurse? Englezii. Englezii erau dușmanii principali lui Napoleon. Englezii aveau atunci foarte mulți bani, erau practic cea mai puternică, cea mai bogată țară de pe glob, cu cel mai întins imperiu și resurse financiare. Rușii au fost foarte mult ajutați de englezi ca să reziste lui Napoleon. Asta este legat de 1812, apoi legat de Hitler. Uniunea Sovietică a fost ajutată enorm de America și secundar de Anglia, dar America avea resurse mult mai mari în al doilea război mondial, pentru a rezista lui Hitler. Echipamente militare, inclusiv tancuri, camioane, transportoare, mâncare, bani, etc. Enorm de multe resurse. Fără aceste resurse, sunt mulți istorici care spun că rușii nu ar fi rezistat. Foarte posibil. URSS-ul, mă refer, nu ar fi rezistat. Deci, ce vreau să subliniez este faptul că Rusia și URSS-ul nu au fost singure împotriva acestor mari invadatori. Au avut ajutoare, nu au fost ele singure împotriva Europei. Când au fost ele singure împotriva Europei, cum a fost cazul în războiul din Crimea, au pierdut.
astăzi Rusia este singură în general. Ok, o să spuneți că are China, are India. Nu există termen de comparație între ajutorul pe care îl primea URSS-ul de la americani. Căutați documentații, fășu să vă lămuriți, și ce ajutor primesc ei acum de la chinezi și de la indieni. Este ceva mai degrabă un fel de schimburi economice, avantaje economice. În cazul chinezilor, mai degrabă o încercare a economiei chineze de a domina spațiul rusesc, de a controla economic Rusia pe termen lung, decât de un ajutor substanțial și masiv în armament, în bani, etc. Rusia nu are ce să facă momentan, pentru că are nevoie de bani din vânzarea resurselor și atunci este ok, temporar, însă pe termen lung nu există termen de comparație între ce au primit sovieticii lui Stalin și rușii care luptau împotriva lui Napoleon din Occident și ce primește acum Rusia din China și din India. Este o situație total diferită. Deci, diferențele sunt clare, Rusia a pierdut multe războaie, nu este invincibilă și Rusia, așa cum am spus în multe alte videoclipuri, este pe panta decăderii. Nu mai este în culmea gloriei, care a fost sub URSS, sub Uniunea Sovietică, sub Stalin, când a amenințat, într-adevăr, a cucerise Europa de Est și Europa Centrală, noi am fost printre țările controlate de ruși, au ajuns până în mijlocul Germaniei și amenințau să cucerească întreaga Europa. De asta a fost nevoie de NATO, de asta a fost nevoie de sprijinul masiv al Americii pentru europeni. Situația s-a schimbat mult. Astăzi Rusia luptă în estul Ucrainei cu fostul partener numărul 2 din Uniunea Sovietică, deci este practic un fel de război intern între fostele republici sovietice. Dacă îți place munca mea, îți plac aceste videoclipuri și le găsești utile și interesante, aș avea rugămintea să iei în calcul opțiunea de a mă sprijini pe mine și acest canal, devenind membru. Butonul de membru este în dreapta butonului de abonat. Ar fi de un mare ajutor și m-ar ajuta să continui cu cât mai multe videoclipuri în viitor. Mulțumesc mult, cam atât pentru astăzi, aștept comentariile voastre, aștept părerile voastre, feedback. Abonați-vă la canal în cazul în care nu sunteți abonați. Până la videoclipul următor, numai bine!